cum facem atunci când cântăm un colaj live sau când cântăm muzică live să nu mai greșim tonalitatea atunci când ea se schimbă? Află răspunsul de la 5 profesori de canto în acest video. În primul rând, fă-ți foarte bine temele acasă. Studiază foarte bine piesa, colajul pe care ai de cântat. Dacă poți, înregistrează ceea ce o să cânți cu bandul în cântarea live. Să o ai pe telefon, să o asculți de câte ori este nevoie până îți dă acea siguranță. Dacă ai intrat în scenă și nu ți se pare că nu știi cum să intri, puneți un deget în ureche, da, așa, și încearcă să te acordezi, încearcă să cânți ușor până la momentul intrării tale cu vocea, astfel încât să te acordezi cu ceea ce auzi. Iar dacă nu auzi bandul, încearcă să mergi în fața boxelor pentru a te acorda cu ceea ce cântă orchestra sau bandul în spatele tău. Ok? Să-ți fie de folos! Atunci când ai un colaj live, ideal ar fi ca toate piesele să fie așezate în tonalitatea în care tu cânti cel mai bine. Să nu ți se pare inconfortabil niciuna dintre melodii, iar în direcția asta poți să folosești aplicația X-Minus Pro, unde poți să setezi diferite game și diferite tonalități și diferite viteze, mai lentă sau mai rapidă pentru melodii, dar important este să studiezi acele piese, să vezi unde te potrivești cu vocea ta și totul să fie repetat și studiat. Altfel, n-ai reușit. Fă exerciții vocale pentru a-ți îmbunătăți controlul vocal. Acest lucru îți va permite să cânti în tonalități diferite cu mai mult control și precizie. Poți folosi o aplicație, de exemplu Vocal Pitch Monitor, pentru a vedea dacă ești în tonalitatea potrivită. Ascultă piesele de foarte, foarte multe ori, pentru că e normal și firesc să te poți acomoda cu ele și cu siguranță pe parcurs vei ajunge să le stăpânești și vei simți tu pur și simplu că ești în zona potrivită. Și totodată cere ajutorul unui profesor de muzică. De ce nu? Repetiția este mama învățăturii. Nu uita de treaba asta, pentru că se aplică și aici. Iar atunci când repeți colajul muzical pe care l-ai de cântat de atât de multe ori încât să nu ai nicio ezitare atunci când îl cânti, lucrurile vor merge foarte bine. Gândește-te că cineva te va suna noaptea și îți va cere să-i cânti una din piesele din colaj. Tu ar trebui să te trezești instant și să nimerești tonalitatea din prima, dacă repeți de câte ori este nevoie pentru a ajunge la acest nivel. Ce poți să faci cu adevărat, după părerea mea, este să asculți mai bine tonalitatea în care te afli. Eventual spune colegilor, atunci când sunteți în live, să facă un pic din melodie în tonalitatea potrivită ca să poți să auzi și tu unde te afli. Și atunci când auzi, bazează-te pe urechea ta, pentru că sunt sigură că chiar ai o ureche bună, exersată, cântată, oricum ai repetat piesa înainte și va intra foarte bine. Însă un pic de ajutor de la colegi nu strică.